Vă salut, oameni frumoși! Astăzi sunt îmbrăcat mai elegant pentru că merg la o nuntă. Nu cel mai elegant, dar e ce am găsit mai elegant la mine în garderobă. Cristi a zis, bă, trebuie să te îmbraci elegant și a venit în pantalon scurt. Nu mă vreau să zic faza asta. E o nuntă interesantă pentru că e o nuntă după pandemie. Scrie ce să mănâncă, ce să dansează, ce bani să pune. Și vreau să vă spun că o să fie multe, multe surprize. Și eu când zic surprize, nu zic numai de dragul de azi. Chiar o să fie surprize, vă garantez, așa că trebuie să vă uitați. I'm so happy to see. Ce frumos ești, băgam și piciorul și eu. Și tu la fel, uite, ne-am asurtat. Da, no, deja. Serios, gașcă. Deci îl avem pe Bob, cel mai tare om din lume, omul care mă face să zâmbesc din prea că mă apropii de el și tu conduci nunta asta, nu? Da. Am înțeles. O, cu ce banesc că conduc, e parcă e autocar. Mă asigur că nu are lumea stres și nu-s. Da. Și acum nu vreau să par, dar trebuie să le explic. Haideți. Da, haideți, haideți. Da. Deci trebuie. Tu i-ai adus pe oameni înăuntru, dacă... pe oameni înăuntru. Ții totul sub control. Totul sub control. Dacă fac nuntă oficial, Bob se ocupă, știi? Dacă faci nuntă oficial, nimeni altcineva nu se ocupă decât Bob. Miris la intrare, e o nuntă clujano-moldovenească, ardeleano-moldovenească. Alea cele mai faine. Mirele, atai de fain, Bogdan iese de la Botoșan și atunci tradiția e să întâmpine stresați, ei. Stresați? Hai să un pic mă. Sunt. Du-te, vorbește cu eu, trebuie să-mi fac și o ceremonie. Bună ziua! Felicitări! Vă mulțumesc mult că nu m-ați invitat. Hai să te pup! Te salut! Te salut! Mult succes și multă răbdare! Ideea e că noi, fiind neinvitați, practic nu avem loc la masă, stăm în picioare și tot timpul când vii la nuntă și că ești panicat că se uită tot la tine și caut locul să te pui jos, stai niștit. Nu, mă, stau în picioare, dar nu se uită la mine. Bună, bună! Îmi place că nuntă nu e exagerat de mare. Cred că când e exagerat de mare, nu știi pe nimeni, e ca și în club, știi? Te întâlnești cu unul la bar, nu-l cunoști. Și să ne bucurăm de un singur lucru. Să ne bucurăm de iubire. Motiv pentru care... Eu veci n-aș putea să ceva ceva. Veci. Nu. Aș vrea, dar nu pot. Emoționată. Bună, bună, vă salutăm. Salut. Eu practic fac intro aici. Deci avem un cuplu țiplă pentru nuntă, așa se îmbracă, foarte elegant, mersi, și tu mersi. Și domnișoara. În caz că noi acum... Doamnă deja. Doamnă, 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 doamnă și domn, nu? Da, da. Da, eu mi-am cumpărat special rochița pentru eveniment. Cu cât timp înainte? Adică, o săptămână, două. Acum o săptămână, două și gândesc că ai pierdut la machiaj, cu afure, în alea? Da. Cam cât timp? Că la tine e ușor. Te-am întârziat. Tu de ce crezi că am întârziat? A, și zici că ai devenit sau ei pe tine? Că de obicei mai sunt bărbați ăștia elegant care zic, din cauza mea am întârziat, știi? Iau pe mine, ok. Am înțeles. Așa facem noi, că suntem gentlemen. Sunteți foarte elegant, sper să dansați, să mobilizați lumea. Te rog frumos să mai ziceți în coată pe cameră sau de lumea. Mulțumesc frumos. Deci la ce spice ai avut? Îmi pare rău că nu te-a cunoscut acum 3 ani. Ca să-l chem la nuntă? Dacă ne reînnoim jurământele, o să fie acolo. Să rămână, mulțumesc. Sau de șa mică, deci dacă te căsătorești, Bob is the man, da? Puiule vin, o să fiu bătrân, dar din suflet. Mulțumesc, frumos. Noi să fim tot mai tineri. Da, cu drag. Tu ești omul care face poze invitaților, nu? Și la toată lumea, și mirilor. Și ce se întâmplă la oameni? Nu vor poza pe loc, știi? Adică, bă, da. Și? Partea bună e că ăsta poate să facă chestia asta și deja toate se pun automat pe telefon. Okay. Și numai așa cu un Instagram am rezolvat. Deci, în funcție de suma cerută, se schimbă și atunci oamenilor. Știi că dacă te duci, merge un fotograf pe 500 lei, zice, bă, ai încă o poză, știi? Asta dacă merg pe 3000 de euro, zici, salut, după ce îți termin aperitivul, tu, domnul exact, fotograf, exact, aș putea îndrăzni să te chem un pic acolo, să iei numai două cadre. Când poți tu, exact așa. Deci regula de aur e să ceri mult, că în momentul în care ceri mult, ești respectat. De rog, muncă gen mult, îi ajut. În momentul în care îi ajut, te dezajuți pe tine, știi? Ca să explic. Așa. Bă, mult succes, cere mult. Mulțumesc. Cum ți-a fost ție în momentul în care ai cunoscut-o pe soția ta, când ai cerut-o, când... Stai un pic că l-a cerut, mi s-a dat peste cap totul, că nu, am fost cerut. Ai fost cerut? Irina, cu care eu am fost colegi de grădiniță, am toată școala împreună, ne-am despărțit, am fost prieteni toată viața și ne-am reîntâlnit mari și a fost timingul bun. După 6 ani de relație, a zis într-o zi, pui, noi nu facem nuntă. Și am zis, 6 ani, mă așteptat să termin facultate. Și a zis, noi nu facem nuntă. Tu și atât am stat și m-am gândit, de ce ne grăbim, aveam 30 de ani. S-a uitat și a zis, eu te iubesc, așa a zis, eu te iubesc. Dar dacă nu mă iei tu, poate este altul care apreciază ceva la mine. Plus că singură la părinți, mama cu tata, așa a zis, poate vede altul ceva la mine cu care și-a legat. Mama cu tata la vârsta la care mi-aș dori să mă vadă în rochie de mireasă și eu am crezut că blufează. Cristi, am jurat. Adevărul că a jucat tu bine. Copile, și-a luat plapuma de la măsa și într-o dimineață o găsesc cu lucrurile în mașină, s-a dus acasă. A fost strategie completă pusă la punct. Cum am dus la ea la măsa și am zis, mă, pui, dar îmi pare că ne căsătorim. Și-a zis așa, 11 septembrie, data, ăsta e restaurantul. Am crezut că glumește. Un an mai târziu eram la nuntă și de atunci mi-am dat seama că fiecare zi a fost mai bună.
bă, foarte prost am fost. Că n-am știut. Și atunci, în ultimii 10 ani de evenimente, mi-am dat seama că bărbații atâta să pregătesc, au responsabilitatea să duc o familie. Femeile sunt mai pragmatice. Bă, ia-mă, că ne-om descurca noi după. Deci, băieți, dacă nu o cereți voi, n-aveți frică, nu o cere altul. Vă cere ea. Da? Ba, de vreo că s-a făcut strategia ca la carte și uite că, până la urmă, dai o speranță bărbaților care au frica asta cu declarațiile, cu exprimările, că poți să ajungi ca Bob, chiar dacă ești ciung ca mine acum, bă, în viitor poți să ajungi ca Bob, știi, și să ai patosul ăsta și să zici, tu, dragă, vai ce frumos ești, știi, și nesă, știi? Ancuța e o prietena noastră foarte bună și de asta și-a acceptat să venim aici să filmăm și vreau să spun că până acum te-ai descurcat foarte bine. Bine, okay. Să știi că am vorbit între oameni și se pune foarte bine la nunta asta, deci stai liniște și pe partea financiară. Păi, n-ai făcut de mine. Da? Da, cu unghiile astea. Ah, ok. No, eu mă bucur mult și no, dar orice ai nevoie să știi că și eu și Bob suntem aici lângă tine, fără niște. Deci tot este în grafic. Da, ok. Tu numai, știi că e greu, du-te și distra. Tu ești de la sutien, credeți că puteți face ceva cu asta? La chiar la astea nu, dar... Cristi nu filma. Pot să pun pe YouTube sau să caut. Ok, deci am rezolvat situația, deci nu chiar orice. Nu, dar mă interesez, fac un research și o să revin cu un, faci un meeting și revenim cu un răspuns pentru... Și mă pentru... jenează. Vreau să te întreb cea mai importantă întrebare și anume, cum ai cerut-o pe Ancuța? Am cerut-o? Nu am cerut-o. Întâi am stabilit că facem nunta și apoi am cerut-o. Eram pe o terasă. Dai voie așa? Da, da, că am făcut lucrurile un pic atipic. Și eram pe o terasă, beam apă minerală, așa frumos și am zis, ce zice dacă în data de facem nuntă? Și a zis, da, da, și aia a fost. Are emoții deloc, știi? Adică Ancuța pare că e depășită de moment, chiar e super entuziasmată și tu ești stăpân pe tine, nu, stabil. Nu. Și îmi dau seama cine o să fie capul, stâlpul familiei aici. Felicitări, Anca. Îmi dau seama că noi ne mai întâlnim. Ne mai întâlnim, dar vreau să spun că ești norocoasă. Și lui spune, și tu ești norocos, ai o femeie frumoasă, deșteaptă, inteligentă. Este vorba aia că trebuie să fii 5 minute deștept în viață. Am fost 5 minute deștept când i-au zis, hai că plecăm. Am luat frumos de mânuță, m-am dus cu ea, n-am zis nimic și uite, astăzi sunt aici. Principala calitate a unui barman la nuntă e să nu îi împaște prea repede pe oameni. Că după aia se duc acasă, uite, să pună plicuri. Nu, fără alcool lucrăm, am ușit-o aici. Când să vin, zici că tu ești Dumnezeu drinkurilor. Nu, că le știi bine, ai experiență chestia aia și cu cât evoluăm spre seară, mai punem un pic, crește în calitatea de alcool, nu? Da, da, să suntem nouă pe tequila. Da? Îți dele hardcore, și asta e nuntă de aia grea. Și nu de la, bă, bea cu noi, bă, bea și tu, bei cu ei. Nu, că eu-s cu mașina. O să eu mândr-o fări, vă spun bine m-am găsit. Am venit cu voie bună, să ne trecem împreună. Și acum vreau să vă prezint și să vă spun că platoul la nuntă ajută mult la notă. Dacă e un platou sofisticat, și când zic sofisticat în sensul care nu înțelegi ce să mănâncă, cumva trebuie să pui mulți bani. Dacă este salam, caș, știi ce aia, nu pui chiar așa mult, dar dacă e ceva... No, nu, eu nu știu ce e asta. Asta e un milion, cred că în plus, știi? Te salut! Ce faceți? Bine. Cum e la nuntă? Vă simțiți bine? Nu m-am văzut cu o fază. Cu cât vă arătați că vă simțiți mai bine, cu atât trebuie să puneți mai mulți bani. Deci fiți, nu gen, dar nici, ia ce tare, ceva gen, e ok, cât să, că dacă, ia ce tare, bă, dar pe ăștia nu le-a plăcut, că erau entuziasmați. Cine a pus numai atâta? Faci un sondaj de opinie la masă, îți faci o medie și pe aia, tot timpul unul care el vrea să fie mai și mai care, eu pun mai mult, bine că tu pui mai mult, pune mă ca oameni, dar mi-e prieten, bine că ți-e prieten, că zici că noi nu suntem prieteni, știi? Și ăla cumva forțează mâna, dar eu cred că l-ai blat cu mirii, știi? Tot timpul la fiecare masă e un influencer care e pus să ridice, să ridice nota. Eu cred că de aceea ai venit să ridici tu nu aici la ștacheta, știi? Băi, eu spun sincer, nici nu pun nimica. Deci eu am venit, mănânc gratis și am plecat, știi? Că eu nu zic să tot vin, știi? A trecut pandemia și foarte lumea confuză că gen, cât se pune? Gen, se pune ca așa cu 2 ani, se pune mai mult, că s-a crescut inflația. Și prețurile. Și aia zic, și eu m-am cam interesat. Păi și lumea pune cam 3.000. 3.000? 3.000. Am întrebat 3 oameni. Și am să vă zic, să nu cumva să vă prindă în opsai sau ceva. Și am zis, bă, vă știți normal, 3.000? Și am zis, bă, 3.000 pune, mă, pe... Da, zic ce ai plătit tu, bebe. Am plătit un preț mai rezonabil, puțin așa. Deja l-ai plătit? Da, deja plătit. Am venit numai așa, having fun. A, voi ați venit cu cadou și ați... Nu, dar bine, dar normal. Dar ce cadou i-ai făcut la nuntă? Dar nu se poate, e ceva secret, ca între colegi. Bă, poate i-au făcut cheful burlacilor. Ai văzut? Ele au făcut cheful burlacilor. La unul din ăsta, trei în orice grup. Vezi că... Îți iau numărul și pe aia când mă căsătoresc te scriu, bine? Mersi. E dans cu gheață carbonică, sigur 200 lei în plus la... Să puneți 200 lei în plus că cu gheață carbonică dansul mirilor.
Gheața asta carbonică are și rol de a acoperi greșelile, adică dacă bagi multă, 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 poți să-l dai de aproape deloc, că nu vede lumea, știi? Suntem la doar o oră de la începerea anunții și la doar 10% de a ajunge la manele, deci foarte, foarte aproape, deci în 10 minute suntem pe manele 100%, dar lumea se distrează. Sunteți mama Miresei, nu? Da. Și cum vi se pare nunta până acum? Frumos. Da? Da, mai ales că fie mai frumoasă. Da, e foarte frumos. Dar eu sunt modestă și nu zic nimic. Aveți o fică frumoasă, aveți un ginere frumos acum. O, ginere. Vă place, vă înțelegeți cu ginerele? Cel mai bine, de da. Obicei, mamele fetelor se înțeleg foarte bine cu ginerii. Da? Dar știți de ce? De ce? Pentru că vor fetele lor să fie fericite și numai așa se poate. Da. Cu cerin ginerele ca să dea fericire fetei. Deci s-a schimbat tradiția. În tradiție era gen că se mai ceartă soacrele cu... Ginerii nu, numai viceversa. Mama bărbatul cu soția. Cu soția, cu nora. Am înțeles. Bine, da? Pentru că gândesc eu. Da. Dar asta nu înseamnă că și gândesc bine. Îl pierde pe băiat, crede că îl pierde. Ai altă femeie în sufletul lui. Am înțeles. Da. Pe o femeie poți să fii geloasă, dar pe un bărbat nu apoi că o să fii gelos. Că... Pe mai nou, da. Da, am înțeles. Ați mai culunat pe careva până acum? Deci aveți experiență de ale nășitului. Da. Și după aceea, gen, dacă eu să aibă probleme, gen, no, m-am nervat cu Ancuța, că nu știu ce, o să vină să vă ceară sfatul. Voi ce o să le ziceți? Că nu au voie să se enerveze. Nu, nu. Nu au voie, deci ei trebuie să discute tot timpul. Și ca să fie fericiți, trebuie să facă fericiți unul pe altul. Deci eu ca să fiu fericit, o fac fericită pe nașa. Da. Că dacă o fac fericită pe nașa, sunt și eu fericit. Da, eu aici nu mai am ce să mai adaug, este o lecție de viață, vă mulțumesc, sper să prindeți cât mai multe perechi pe care să le nășiți, să le cununați și aceleași principii sănătoase de viață. Cel mai bun nașii anului 2021. Tot timpul când vezi la nuntă o fată faină, știi, asta sigur e luată. Da, da. Da. Și la nunți nu mai găsești femei singure. Cred că dacă... Că faza, că faza că e una singură, aia nu vine la nuntă, știi? Eu până acum tot singură am fost la nuntă, asta e prima la care și-am soțită. Da? Da? Și până acum mergeai la nuntă singură? Da. Și ce s-a întâmplat? Te abordau băieții, băgau dans? De obicei socializai cu toată lumea, pentru că de-aia te duci la nuntă să te simți bine. Cum făceai semn că ești singură? Adică cum se putea? Nu faci semne că ești singură, că nu te duci neapărat să găsi la nuntă. Te duci să te simți bine și te duci pentru mireși și mireasă. Dar nu-i ajuți pe noi băieții. Nu, nu vă ajut. Că băieții... Vă spun adevărul, nu vă ajut. Băieții au nevoie de... Știi că de obicei ca băiat nu ai nicio șansă la nuntă, că toate fetele sunt luate, știi? Nu întotdeauna. Trebuie să le cauți bine și depinde de categoria de vârstă. Astea care de obicei, care singure, nu mai vin la nuntă, dar mi-am dat seama că sunt foarte emoționate astea singure la dansul mirilor. Deci când e dansul mirilor, fata singură e emoționată bine. Plânge și... Trebuia atunci să vă dedicați și nimeni. Și atunci ești vulnerabil, atunci mergi și zici, salut! Și atunci fata e deschisă și te din prima acceptă. Posibil. Nu, ce zic, mă duc să mai caut. Știi ceva pe aici, știi? Că, știi vreuna sigură? Abia am ajuns, sincer, încă da. Nu știu și pe care le cunosc. Dar cu radarul tău, cu radarul tău, că tu ai un radar acolo, fina tău. Că tu știi fetele. Mă duc să verific dacă ultima pe care o știam singură mai știam. Nu, bun, bun, și pe aia fă-mi un semn. Mulțumesc. Da. Tu, Ancuța, ai vreo fată care e singură? Pe care să o și cunosc? Da, nu, neapărat să o cunosc, dar poate la nuntă ta. Stai să mă gândesc, că, având în vedere că am făcut la 35, că am tătăți divorțate sau la doua căsnicii. I like it, divorțate! Let me see. Deci una care o prinde între două căsnicii, cam ar fi... Pe punctul de a se despărți în pont. Da, nu? E una fără soț. Da? Da. Gen, fără soț, gen că soțul ei la altă nuntă ca să pună? Da, orice trebuie să se împartă familia. A, nu, gen singură, măcar pe județ să fie singură. Poți să încerca cu mama? Da, am vorbit cu maică, dar nu, ceva... E ok, da. De aia zic că e greu la o nuntă, să te gândești la aspectul ăsta, știi, că trebuie să fie un echilibru, să fie și fete singure și băieți singuri. Te m-am gândit, dar nu sunt, știi că... N-ai o prietenă divorțată, ceva, nu. În fine, bine, Ancuța, nu, ce să zic. Mergem, luăm par și mergem acasă atunci. Aceasta a fost o nuntă în România în 2021, post-pandemie, cu un ochi plâng și cu un râd. Râd pentru că lumea se distrează, cu un ochi plâng pentru că Bob mi-a spus că el nu va mai merge ca și maestru de ceremonii la nunți. Numai la nunta mea, e ultima la care mergi. Da. No. Și la niște, da. Unele care-s promise, da, am înțeles. Promise, neamurile, obligații. No. Și m-am mâncat în fund să le zic fetelor la nuntă, dacă divorțați, vin și la următoarea. Tu și alea să țin de cuvânt. Da? Și nu poți să le tragi cuvintele.
Da, da, e ok. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit, dați un like, un subscribe și trebuie să pun o întrebare de engagement, știi? Întrebarea mea de engagement, cam cât credeți că ar trebui să pună la nunta asta? Că zic, cam care e meniu, cam cine cântă, Bob invitat, adică cam cât s-ar pune la nunta asta? Mircea, Wedding Crasher, this was the coolest wedding crash ever. True story, nu știu nimeni. Am anunțat Mirii să nu facă mireasa infarct, dar nimeni nu știa că a venit Miri. Toată lumea a zis, yo. Nu merg pe bani, adică nu mă chemați, bă, vreau să vin la tine. Nu mă duc la nicio nuntă. Poftim? Nu, eu nu merg la anunț. Contactați-mă dacă vezi pe Mircea la nunta voastră, stabilim prețul, dar vă promit că vă recuperați investiția, dar cu mine vorbiți. V-am pupat! Ciao!